Bine v-am găsit la emisiunea Elohim și întrebări-răspunsuri biblice. Avem întrebări și răspunsuri biblice și astăzi împreună cu noi este fratele Luigi Mițoi. Frate Luigi, fii binecuvântat în numele lui Iisus Hristos. Fii binecuvântat. Bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Tema noastră de astăzi este Biblia. Și prima întrebare sună așa. Care este dovada că anume Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și nu Coranul sau alte cărți? De ce anume Biblia? Este o întrebare interesantă. Biblia este singura carte care se autodenumește a fi Cuvântul lui Dumnezeu. De cel puțin 2600 de ori Biblia se autodenumește Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, Biblia afirmă în Vechiul Testament și în Noul Testament că este Cuvântul lui Dumnezeu, iar Mântuitorul, când citează din Vechiul Testament, apostolii, când citează din Vechiul Testament, vorbesc despre Vechiul Testament ca despre cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu. Mai mult de atât, Biblia este recunoscută doctrinar de creștini și de necreștini. Biblia este o carte foarte complexă. Ea este formată din 66 de cărți. Este scrisă într-o perioadă de aproximativ 1500 de ani, de aproximativ 40 de scriitori, de bărbați, cu profesii foarte diferite. Cei mai mulți dintre ei nu s-au cunoscut unul cu altul pentru că au trăit în epoci diferite. Și în ciuda acestei complexități, mesajul Bibliei este unitar. De multe ori citim o carte care conține contradicții. Însă avem în mână Biblia care conține 66 de cărți, care acoperă o perioadă de timp infinită și totuși mesajul acestor cărți nu se contrazice. Puterea de schimbare pe care o are Biblia nu se regăsește în nicio carte. De-a lungul istoriei umane, în mod special de-a lungul celor 2000 de ani de istorie creștină, sunt milioane de oameni a căror viața a fost schimbată. Oameni care s-au convertit, care s-au civilizat, care s-au alfabetizat pentru că au citit Biblia și au găsit în Biblie pe Dumnezeu și puterea de schimbare pentru sufletul lor. S-o fi întâmplat și așa cazuri fără să le predice nimeni, oamenii au citit ceva din Biblie și s-au schimbat? Ați auzit vreodată de așa cazuri? Experiențele oamenilor sunt extrem de diverse. Sunt oameni care s-au convertit ascultând o simplă cântare creștină. Cântare care vorbea despre dragostea lui Dumnezeu. Oamenii sunt înfometați de iubire. Și atunci când întâlnesc iubirea lui Dumnezeu, pur și simplu nu mai pot trăi fără ea. Frate Luigi, totuși în cărțile altor religii tot spune așa vorbește Dumnezeu, mai sunt cărți. Ce părere aveți despre asta? Părerea mea este următoarea. Toate religiile Pământului promit mântuirea prin realizări umane, prin merite omenești. Merite care înseamnă anumite performanțe. Da. Creștinismul este singura religie dintre toate religiile Pământului care nu pune presiune pe om pentru a merita să fie mântuit, ci pune presiune pe Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume ca mântuitor. El a realizat mântuirea pe care a proiectat-o Tatăl și pe care o aplică Duhul Sfânt. Iar omul o primește în dar. Nici o religie nu oferă mântuirea în dar cu excepția mântuitorului. Când a fost scrisă prima carte din Biblie? Care este? Prima carte din Biblie este Cartea Geneza. Ea este prima dintre cele cinci scrise de Moise. A fost scrisă aproximativ cu 1450-1445 de ani înainte de Domnul Iisus. Însă Cartea lui Iov se presupune de unii teologi că a fost scrisă pe vremea lui Avram, respectiv cu vreo 2000 de ani înainte de Domnul Iisus. Însă alți teologi o așează cam prin 950 în vremea lui Solomon. Părerile sunt puțin împărțite cu privire la cartea lui Iov. Dacă o citim, cultura, obiceiurile, modul de viață se reflectă mai bine în perioada lui Avram decât a lui Moise. Dar cu certitudine știm că Genesa a fost scrisă de Moise, încadrată în cele cinci cărți ale Pentateuchului, aproximativ până anul 1500-1450. Mulți oameni spun că Biblia se contrazice și ce puteți argumenta la asta? Adică uneori, ba spune că doi demonizați, ba spune că un demonizat, ba știți cum? Acestea nu sunt contraziceri.
Atunci când patru evangheliști vorbesc despre viața Mântuitorului Iisus Hristos, ei privesc din patru perspective ceea ce s-a întâmplat. Acestea nu sunt contraziceri. Există o știință care interpretează textele vechi și care este hermeneutica. Hermeneutica este folosită pentru interpretarea Bibliei și este știința pe care o folosesc predicatorii atunci când interpretează cuvântul. Apoi omiletica este știința care explică oamenilor, ascultătorilor, ceea ce i-au interpretat. Ceea ce cred eu este faptul că Biblia a fost scrisă pe cărți, nu pe versete. De aceea este greșit să privim la un verset din Biblie și să ni se pară că este în conflict cu altul. Biblia trebuie interpretată în context. Orice verset trebuie interpretat în contextul cărții și apoi în contextul întregii Bibliei. Dacă Biblia este adevărat că se contrazice, ea nu ar fi putut supraviețui peste 3500 de ani. Dovada că a rămas în picioare, că este cea mai citită carte, că este prima carte pe care tiparnița lui Gutenberg a tipărit-o, dovedește faptul că nu are greșeală în ea. Aparentele contradicții sunt doar aparente. Da. Care sunt limbile în care au fost scrise Vechiul Testament și Noul Testament și totuși de ce în limbile astea? Vechiul Testament folosește limba ebraică, cu câteva excepții ale unei limbi surori aramaică, iar Noul Testament folosește limba greacă, un dialect mai popular numit Koine. Vechiul Testament este istoria unui popor. Când omul a căzut în păcat, Dumnezeu a realizat un plan de mântuire. Acest plan de mântuire implica un mântuitor, însă acest mântuitor trebuia să se nască într-un popor. Dumnezeu a avut calitatea, fiind directorul cosmic, creatorul, suveranul Dumnezeu care a creat toate lucrurile, a avut dreptul să-și aleagă un popor pe care l-a format dintr-un bărbat pe care l-a chemat din Mesopotamia. Pe Avram și apoi pe fiul lui, pe nepotul lui și toate celelalte 12 triburi, 12 seminții ale evreilor. Fiind istoria unui popor, istoria unui evreu, este normal ca să fie scrisă în limba lor. Cultura greacă s-a impus de la Filip și de la fiul lui Alexandru Macedon. Ea a devenit un fel de limba engleză a zilelor noastre, poate chiar mai mult. Acesta este motivul pentru care, sau unul dintre motivele principale pentru care Vechiul Testament este scris în evreiește, iar Noul Testament este scris în limba greacă. Totuși, frate Luigi, apostolii au fost evrei. Iisus s-a născut la evrei. În ce limbă vorbeau ei? Cel mai probabil că ei vorbeau în aramaică. Era limba în care vorbeau creștinii din vremea Domnului Iisus Hristos, era limba poporului. Aceasta este o limbă soră a evreilor care vine din aceeași rădăcină a limbilor semitice. Da. Ei vorbeau între ei evreiește. Corect. Da? Aramaică sau evreiește, spunem. Și interesant e că astăzi noi avem scrisorile cum vorbeau ei, dar în greacă. Crezi că s-ar fi putut pierde undeva sensul sau nu? Totuși oamenii astăzi când predică ceea ce vorbește Iisus cu apostolii, oamenii zic, fraților, în greacă asta înseamnă așa, dar Iisus cu apostolii a vorbit în altă limbă, nu în greacă. Știi ce zic? Ce părere? Dacă eu astăzi aș scrie ceva pentru România, aș scrie în limba română, dar dacă aș scrie ceva cu interes internațional, nu aș mai scrie în limba română, pentru că România este o țară mică, iar limba română e folosită de 20-30 de milioane de oameni. Aș scrie în limba engleză, care este o limbă de circulație mondială. La vremea aceea, limba de circulație mondială nu era ebraica, ci era greaca. Ea era limba științifică, limba filozofică. Dincolo de asta, Vechiul Testament a fost tradus în limba greacă prin Septuaginta, după cum sigur că și în latină. Indiferent în ce limbă vorbeau oamenii de atunci, epistolele și în general Noul Testament este scris în limba greacă. Încă o precizare. Nu este așa de simplu să identificăm amănuntele unui timp care este în urmă cu 2000 de ani. Oamenii par astăzi puțin ironici când vorbesc despre faptul că creștinii nu reușesc să argumenteze după gustul lor cu amănunte
evenimente petrecute cu 2000 de ani în urmă, dar eu întreb, în arheologie, în istorie, în știință, în cultură, în sociologie, în orice domeniu al vieții, este cineva în stare să aducă detalii care s-au petrecut cu 2000 de ani în urmă? E o perioadă îndelungată în istorie. Cum nu sunt detalii? Eu dorești acum din America și în America ei aduc detalii din 240 de milioane, 700 de 1800 de ani. Eu nu vorbesc de prezența detaliilor, eu vorbesc de autenticitatea lor. Că detalii există, că au existat viață pe Pământ cu 13.500.000 de ani în urmă. 782. Da. Dar ar fi interesant să ni se prezinte detaliile acestea. Ce părere aveți despre cărțile apocrife? De ce nu au fost canonizate? Pentru că unii au câteva mai mult, unii mai puțin. Ce părere aveți despre asta? Și acesta, ca toate celelalte subiecte, este simplu și complex. Depinde din ce punct de vedere îl abordăm. Biblia are 66 de cărți, însă pe lângă aceste 66 de cărți care compun Biblia evanghelică, ca să zic așa, mai există alte 14 cărți necanonice sau deuterocanonice, apocrife sau deuterocanonice, pe care Biblia evanghelică nu le-a canonizat. Pentru ei sunt istorie, dar nu este așa, zice Domnul. De ce? Spre exemplu, Biserica Catolică, între cele două biserici istorice, ortodoxă și catolică, Biserica Catolică consideră aceste cărți, pe care noi le numim apocrife cu numărul de 14, le consideră canonice. Asta înseamnă că sunt ca și cele 66 de cărți inspirate. Așa vorbește Domnul. Biserica Ortodoxă le acceptă, dar nu le acceptă ca și canonice. Le acceptă ca și istorie. Dar totuși stau în Biblie. Totuși stau în Biblie, dar pentru ei, pentru noi sunt apocrife, pentru ortodoxi sunt deuterocanonice, iar pentru catolici sunt canonice. Pentru că așa, când ați citit vreodată cărțile apocrife? Le-am citit. Aia cu Zmeu. Cu Zmeu. Când i-a pus în gură la Zmeu și Zmeu s-a speriat sau ceva. Balaur. Cu Balaur, da, cu Zmeu. Da. Nu are cum să fie cuvântul Dumnezeu, nu? Apocrifele chiar se contrazic cu Biblia câteodată. Totuși, Cartea Macabee. Atunci când noi ne dăm cu părerea spunând că un lucru este bun sau este rău, trebuie să prezentăm argumentele, că altfel ceea ce spun eu nu interesează pe nimeni. Haideți să vedem care sunt argumentele pentru care noi credem că apocrifele nu sunt cuvântul lui Dumnezeu și sunt doar istorie care are o valoare relativă pentru noi, o valoare istorică. În primul rând, dacă ne uităm în Scriptură, observăm că aceste 14 cărți nu au fost acceptate în iudaism. Ele nu fac parte din Vechiul Testament. Da. Doi, Domnul Iisus Hristos și apostolii, când citează din Vechiul Testament, nu citează absolut niciodată din apocrife. Asta înseamnă că pentru Mântuitorul și pentru apostolii săi, apocrifele nu erau atunci cartea inspirată, adică așa vorbește Domnul. Încă ceva, dacă ne uităm la faptul că aceste cărți conțin afirmații care contrazic Biblia. Mesajul Bibliei este unitar în cele 66 de cărți, însă mesajul acestor 14 cărți intră în conflict cu Biblia. Ori Dumnezeu nu ar fi putut să spună una în cele 66 de cărți și alta în celelalte 14. Spre exemplu, în cartea lui Tobit scrie că milostenia conduce la iertarea păcatelor. Dacă așa ar fi, mie personal mi-ar place să mi se ierte păcatele prin milostenia pe care o fac. Însă noi știm că iertarea păcatelor este realizată doar prin sângele lui Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru ca noi să fim iertați în moartea sa. Frate Luigi, totuși Cartea Macabee, ați citit, nu? Da. Dintre toate așa apocrifile, pare mai sănătoasă. Evreii n-au acceptat-o și eu când am vorbit cu rabini într-o sinagogă mare, vechi, de ce nu s-a acceptat Cartea Macabee? Ei spun pentru că nu e niciunul original în ebraică. Noi avem original în greacă, avem în latină, dar în ebraică nu e. Și deoarece nu e original, cine știe cine a tradus-o și cum a tradus? Totuși ei sărbătoresc Hanuka,
Ei sărbătoresc sărbători din cartea Maccabi, evrei, dar n-au canonizat-o deloc, pentru că nu au în ebraică. Ce părere aveți? Și evreii, ca și noi, fac diferență între divin și cultură. Una este, așa vorbește Domnul, ceea ce se numește Biblia, canonul biblic, și alta este cultura, tradițiile și obiceiurile unui popor. Sărbătoarea pe care o pomeneați face parte din cultura iudaică. Însă, cartea aceasta nu face parte din revelația lui Dumnezeu. Cultura unui popor este vastă, însă revelația lui Dumnezeu în acea cultură este limitată. Frate Luigi, sunt foarte mulți români, oameni care ei nu cred că Biblia este cuvântul Dumnezeu și poate ați putea să vorbiți față în față cu ei, pentru că ei o să ne asculte, să le dați un sfat, un sfat pentru omul care încă nu crede că Biblia este cuvântul Dumnezeu. Probabil cu 20 de ani în urmă aș fi îndrăznit să fac asta, dar astăzi nu mai îndrăznesc. Eu știu că niciun om nu crede în baza unor argumente pe care le prezintă un predicator. Credința este un fenomen greu de înțeles. Cei mai mulți oameni cred că această credință este un fenomen religios. Dar eu vreau să spun, să afirm faptul, credința nu este un fenomen religios. Credința face parte din viața noastră. De pildă, eu am venit aici crezând că ceea ce fac aduce folos cuiva. Am folosit credința. Când am urcat în mașină la prietenul meu care m-a adus până aici, a folosit o cheie pe care a răsucit-o în contact, crezând că dacă face acțiunea aceasta, mașina va porni. Întâlnesc oameni care, tineri care spun, eu cred că dacă mă căsătoresc cu fata aceasta, voi fi fericit. Ce înseamnă la el, eu cred că? Că la mulți credința aceasta se împlinește, la alții nu. Mergem la restaurant și mâncăm mâncare gătită de niște oameni pe care nu i-am văzut în viața noastră și pe care nu îi vom vedea niciodată. Nu v-ați gândit vreodată că omul ăla s-ar putea să ne pună o treabă în mâncare? Însă noi mâncăm mâncarea aceea crezând că nu ne-a pus nimeni o treabă în ea. Credința face parte din viața noastră. Vă dau un exemplu scurt. Imaginați-vă un bebelaș care începe să meargă. Tocmai începe să meargă și din curiozitate, explorând universul nou în care a intrat, el încearcă să pună mâna și pe plita încinsă. Și atunci mama încearcă să-i spună, raportându-se la nivelul lui de înțelegere, că nu-i voie, nu, că ărș, că arde. Însă copilul nu crede că arde. El crede că nu arde. El crede că poate să pună mâna pe orice, pentru că 9 luni în pântecele la mama lui n-a ars nimic. Și acum crede că și aici din nou n-o să ardă nimic. Și el nu crede că o să-l ardă, el crede că nu o să ardă. Însă e suficient să atingă o singură dată plita, să experimenteze durerea și într-o fracțiune de secundă îi se schimbă credința. Asta se numește convertire. De acum încolo crede că plita arde și restul vieții lui va fugi de plită ca de foc. Iată dar ce înseamnă credința. Experiența care te convinge că ceea ce ai crezut până atunci nu este așa sau nu este chiar așa. Eu m-am născut într-o familie de ortodoxi. Părinții mei au divorțat la vârsta de 6 luni și m-au lăsat în grija bunicii mele care m-a crescut. Am crescut ca și nepracticant în religia ortodoxă până la vârsta de 21 de ani când m-am căsătorit. După căsătorie am cunoscut una dintre mătușile soției mele care mergea într-o biserică evanghelică. În întâlnirea cu ea, ca și mătușă prin alianță, ea mi-a vorbit din Biblie, iar eu, ortodox fiind, a trebuit să accept faptul că eu n-am văzut în viața mea o Biblie, n-am atins-o, n-am citit-o și nu știu ce spune. Știam despre Crăciun, despre Paște și cam atât. Nu știam mai nimic despre Dumnezeu, despre Biblie și despre ceea ce ar trebui să facă un creștin. Din curiozitate am mers pentru prima oară în viața mea la biserica unde mergea ea. M-am așezat pe scaun și am fost uimit de mediul diferit prin comparație cu biserica ortodoxă. Au fost mai multe cântece, rugăciuni și la un moment dat un pastor s-a ridicat și a predicat. Predica acelui om nu a fost o cântare. Predica acelui om nu a fost o poezie, ci a fost o vorbire ca la școală. Și în vorbirea aceea
a explicat că Dumnezeu l-a creat pe om, că omul l-a trădat pe Dumnezeu asociindu-se și împrietenindu-se cu diavolul, că Dumnezeu l-a deportat pe om din prezența sa și a luat binecuvântarea, iar omul trăiește în absența lui Dumnezeu într-o permanentă nefericire și sub blestemul propriului păcat. Ne-a explicat de asemenea că atunci când treci pe roșu, plătești o amendă, ești pedepsit. Ei, atunci când treci pe roșu la intersecția vieții și păcătuiești, amenda este moartea veșnică în iad. Ne-a explicat de asemenea că Dumnezeu din iubire l-a trimis pe Hristos să moară El și în moartea Lui să fim scăpați noi. Iar astăzi orice om poate primi în dar iertare prin Hristos, pentru că deja e veche de 2000 de ani oportunitatea de a fi iertat prin credință. Și predicatorul a întrebat, e cineva aici care se simte vinovat de anumite păcate pe care le-a făcut în viață? Pentru mine era simplu să accept faptul că am făcut o grămadă de păcate în viața mea și nici nu știam la vremea aceea câte păcate am făcut, astăzi știu mai bine. Și a întrebat el, e cineva aici care simțindu-se vinovat ar vrea să fie iertat? Mie mi s-a părut ridicolă întrebarea. Care om bolnav n-ar vrea să se facă sănătos, care om flămând n-ar vrea să mănânce și care om vinovat n-ar vrea să scape de vinovăție, să doarmă și el liniștit, să nu mai se învârte ca un șurub noaptea în pat. Și a spus, dacă este aici, să ridice mâna. Păi eu am crezut că toți o să ne ridicăm în picioare și o să ridicăm mâna și eu m-am ridicat și am spus, eu sunt. Am mers în față, omul ăsta s-a rugat pentru mine și când rugăciunea s-a terminat și m-am întors, erau aproximativ 100 de oameni împreună cu mine acolo în față, printre care și soția mea. Așa a început viața mea cu Dumnezeu. Dacă cineva m-ar întreba astăzi dacă vreau $1000 în dar, imaginați-vă că n-aș avea la ce să mă gândesc. Aș spune fără să mă gândesc, da, accept, mulțumesc frumos. Dacă aș fi în apă fără să știu să înot și apa ar fi mai înaltă decât statura mea, și cineva mi-ar arunca un colac de salvare să mă scape, n-aș sta să mă gândesc dacă îl prind sau nu, pentru că instinctul de conservare mă va îndemna să mă agăț și de un fir de iarbă, nu doar de un colac, ca să nu mor. Cine vrea să moară? Ei, dacă nu mi-ar place să mor, atunci este evident faptul că am nevoie de mântuirea lui Iisus Hristos. Stimați prieteni, veți muri mâine sau poimâine, pentru că toți oamenii sunt candidați la moarte. Aveți libertatea să nu credeți în Iisus Hristos. Aveți libertatea să nu vă pocăiți. Aveți libertatea să faceți ce vreți cu viața dumneavoastră. Marea problemă este că cei care nu se pocăiesc merg în iad. Știți de ce merg în iad? Merg în iad în primul rând pentru că au păcătuit și merg în iad în al doilea rând pentru că atunci când li s-a oferit iertarea, nu au vrut să o accepte. Înțeleg că n-ai știut ce faci cu viața ta cu 10 ani în urmă, cu un an în urmă, dar nu înțeleg acum când Hristos îți întinde mâna de împăcare, de ce îi întorci spatele. Și acum, ca și altă dată, și probabil și mâine dacă vei mai fi în viață, ai libertatea să-i spui da sau nu lui Dumnezeu, dar să știi un lucru. A venit nu ca să te judece, a venit ca să te ierte. A venit nu să te lovească, a venit să te îmbrățișeze. A venit nu să-ți ia ce ai frumos, ci a venit să-ți ia urâtul, să-ți ia moartea, să-ți ia suferința, să-ți ia păcatul, să-ți ia blestemul și să te curățească înaintea lui Dumnezeu pentru ca să poți fi primit. Nu o să mai întâlnești pe nimeni în lumea aceasta care să aibă nevoie doar de ce este urât în viața ta. În această zi te invit cu discernământ să te gândești la lucrurile astea, pentru că ești doar un muritor ca și mine. Iar pocăința nu este altceva decât demnitatea de a spune sorry celui căruia i-ai greșit. Dacă te aștepți ca propriul copil să-ți ceară iertare când greșește și de multe ori îl pedepsești nu pentru că a greșit, ci pentru faptul că are obrăznicia să nu-ți ceară iertare, te rog frumos, mai ascultă-mă puțin, acceptă faptul că Tatăl nostru care este în ceruri e justificat să aștepte să-i spui iartă-mă pentru toate lucrurile greșite pe care le-ai făcut în viață. E o dovadă de demnitate să recunoști că ai greșit. Este o oportunitate să-ți mai trăiască tata și să-ți ceri iertare ca să ai liniște în suflet că n-a plecat înainte să-ți poți cere iertare. Dumnezeu este veșnic, El nu moare, aceasta este doar problema noastră. Tot viața căutăm să mai trăim o clipă, renunțând la carne de porc sau renunțând la nu știu ce stil de viață greșit. Dumnezeu ne oferă viață veșnică, nu o clipă în plus. De aceea astăzi îți spun din cuvântul acesta al lui Dumnezeu, nu este al meu, eu sunt un muritor ca dumneata. Dar din acest cuvânt al lui Dumnezeu, că trebuie să crezi în faptul că Iisus Hristos este Domnul, închei spunându-ți următorul lucru. În mediile academice este absolut
suficient și convingător. Este o regulă, este postulat faptul că Iisus Hristos a fost un personaj istoric. Numai în mediile ignorante se crede că Iisus nu a existat. Însă toți oamenii de știință, toți oamenii elevați, toți oamenii citiți știu că Iisus Hristos a existat. De asemenea, cartea aceasta este una dintre cele mai vechi și este cea mai nouă. Ea vorbește despre faptul că oamenii trebuie să fie pedepsiți, dar Dumnezeu vrea să ierte, Dumnezeu vrea să le dea viață veșnică și Dumnezeu vrea să le dea binecuvântarea. Depinde de mine și de dumneata ce vrei să faci. A fost o onoare pentru mine că am putut să-ți spun cuvintele acestea. Prin cuvintele acestea eu am ales viața, că m-am săturat de moarte, de suferință, de singurătate. De aceea sunt bucuros că astăzi am putut să spun aceste cuvinte. Mă rog lui Dumnezeu în încheiere să-ți faci timp și să te gândești cu discernământ că trăiești o singură dată. Când Blaise Pascal, un om care a trăit prin secolul XVII, matematician, teolog, om de știință, s-a convertit și foștii colegi de breaslă l-au disprețuit pentru alegerea lui. El s-a întors și le-a spus: stimați prieteni, dacă eu, alegându-L pe Dumnezeu, Biblia, biserica, rugăciunea și cerul, constat când voi muri că nu există lucrurile astea, eu nu am pierdut nimic, pentru că nu am făcut altceva decât să mă fac un om mai cu minte. Dar dacă aceste lucruri sunt adevărate, voi ați pierdut totul. Gândește-te ce se întâmplă cu mine dacă ceea ce cred astăzi nu este adevărat. Nu pierd nimic, dragul meu prieten. Am avut o viață frumoasă și liniștită. Am încercat să-i fiu loial soției și loial lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu există și dacă iadul este adevărat, dumneata, ai pierdut totul. Să te binecuvinteze Dumnezeu și să îți dea putere și dumitale și mie și tuturor celor 7 miliarde de muritori să alegi viața. Pentru că dacă nu alegi, nu o vei avea niciodată. Suntem la partea a doua a emisiunii Elohim, întrebări și răspunsuri biblice, împreună cu fratele Luigi Mițoi. Frate Luigi, avem 10 întrebări în partea a doua, fulger, la care va trebui să răspundeți din 2-3 cuvinte, cât de simplu, cât de sincer, nu zic că până acum n-ați răspuns. Dar unele întrebări pot fi foarte personale. Dacă nu știți răspunsul, spuneți nu știu. Pentru că nu le știi tu pe toate sau nimeni nu le știe în afară de Domnul. Și prima întrebare, ce te face să te crezi înțelept? Dar cine v-a spus că eu cred că sunt înțelept? Nu aveți voie să răspundeți evreiești. Okay. Am înțeles, îmi cer scuze. Ce a văzut Iisus bun la tine înainte de a te alege? El a venit la mine pentru că nu a văzut nimic bun și știa că fără el o să ajung în iad. Dar acum? Nici acum nu-i nimic bun decât el în viața mea. Câți ani ai fi vrut să trăiești pe acest pământ? Nu am dreptul să mă gândesc la lucrurile astea, pentru că lungimea vieții mele nu o hotărăsc eu. Numește 3 slăbiciuni de ale tale. Sunt limitat. O grămadă de lucruri nu le știu și uneori vreau să par mai bun decât sunt. Dacă Dumnezeu te-ar trimite să păstorești o biserică din cel mai uitat sat din România, ai accepta invitația? M-aș ruga să-mi dea putere să accept. Cum reacționează firea ta atunci când ți se spune adevărul pe față și știi că ești greșit? Dacă o las să acționeze, acționează destul de urât. Numai soția cunoaște. Ea cunoaște mai bine decât ceilalți oameni, dar nici ea nu știe totul. Numește 5 nume de prezbiteri din Noul Testament. 5 nume de prezbiteri din Noul Testament. Petru, Pavel, Timotei, Tit, Iacov. Gaiu. Ce slujbe făceau leviții la cortul întâlnirii? Ei făceau slujbe administrative și cântau. Ce minune de Domnul Iisus ai fi vrut să o vezi cu ochii tăi? Aș fi vrut să văd în nunta din Cana. Ce anume ai fi vrut să vezi?
Aș vrea să văd reacția oamenilor la recomandarea pe care Maria le-a spus-o, să faceți tot ce a spus El. Dacă erai în Antiohie, atunci când Pavel l-a înfruntat pe Petru, de partea cui treceai? Nu știu dacă treceam de partea cuiva, însă mă impresionează faptul că atunci când Petru scrie, în ciuda faptului că a fost în aparență umilit de Pavel, el spune: preiubitul nostru frate Pavel, care este un om înțelept, spune lucruri care uneori sunt mai greu de înțeles. Mă impresionează faptul că omul ăsta vorbește extrem de frumos de cineva care l-a umilit în public. Asta înseamnă că nu i-a căzut rău. Totuși, ce făceai când vedeai că Pavel îl înfruntă pe Petru și Petru e drept, parcă, și Pavel, parcă, ce făceai? Credeam că vrea să ia locul. Și ultima întrebare. Înfățișându-te înaintea lui Dumnezeu, în ziua aceea, ce îi spune? Să aibă milă de mine. Cu noi a fost fratele Luigi Mițoi.